mod firesc ar fi trebuit să continuăm în această dimineață în Evrei, capitolul 11, următoarele versete. Însă, încercând să fac legătura dintre Evrei 10 și Evrei 11, cred că am primit o lumină suplimentară asupra pasajului pe care l-am studiat deja, și anume de la Evrei, capitolul 10, versetul 32 la versetul 39. Și în această dimineață voi aborda un subiect foarte bine cunoscut nouă, și anume mântuirea doar prin credință. Evanghelia populară de astăzi, mântuirea foarte populară predicată astăzi, se sumarizează astfel. Mântuirea începe prin voința ta liberă, se continuă prin fapte și se termină la balanță. Cam asta e varianta cea mai populară, cea mai răspândită, care ar putea să unească și ortodoxi, și baptiști, și catolici, toate la oaltă, da? Ăștia sunt numitorii comuni. Dacă ai vrea să prezinți o mântuire minimalistă, o evanghelie minimalistă, așa ai sumarizat-o. Încep prin voința ta liberă care acceptă harul lui Dumnezeu. Ai început prin voința ta liberă și prin credință, continui prin fapte, nu? Că dacă numai prin credință, după aia înseamnă că o să trăiești în păcat. Și la urmă Dumnezeu te pune la balanță și o să vadă dacă ai fost vrednic de mântuirea ta și dacă ai demonstrat ceea ce trebuia să demonstrezi. Eu în această dimineață o să am tot trei puncte, care sunt foarte simple, și anume, în primul rând, că începem prin credință, în al doilea rând, că înaintăm prin credință, și în al treilea rând, că încheiem prin credință. E relativ simplu, asta e Evanghelia și mântuirea pe care vreau să vă predic în dimineața aceasta. Sunt mai multe erori, unele chiar erezii, la care trebuie să ne adresăm în această dimineață, în ce privește lucrarea mântuirii, pentru că unii spun că suntem mântuiți prin credință și prin fapte. Alții spunem că suntem mântuiți prin credință și că faptele sunt opționale mântuire. Alții spun că mântuirea începe numai prin har și prin credință, dar că ea este păstrată prin fapte. Alții spun că începem prin credință, dar că glorificarea noastră, da, ultima etapă a mântuirii noastre, se bazează pe faptele perseverenței noastre. Da? Începem prin har, începem prin Duhul și sfârșim prin fire și prin fapte. Cam astea sunt câteva variante foarte populare. Cu alte cuvinte, dacă ai lua lucrarea mântuirii și ai scrie pe o foaie în cele trei etape, da? Regenerarea și convertirea, perseverența și păstrarea har, a doua etapă, și ultima etapă, glorificarea, ai să vezi că în diverse zone ale evanghelismului, și vorbim de evanghelismul românesc, se face un atac la una dintre cele trei faze. Fie unii zic că suntem mântuiți la început prin credință și prin fapte, fie alții atacă a doua parte a mântuirii și zic că suntem mântuiți prin credință și prin fapte, da, sau suntem mântuiți numai prin credință și nu contează faptele. Există tot felul de distorsiuni. Fie la ultima fază unii zic, da, depinde de cum ai trăit aici, s-ar putea să fii mântuit la final prin suferință, să fii mântuit prin necaz, să fii mântuit, te duci la balanță, te duci la investigație și așa mai departe. Tot felul de variante care distorsionează una dintre cele trei etape ale mântuirii. Așa se analizează foarte simplu o evanghelie falsă. Este foarte, foarte interesant să observați că în cartea Evrei, autorul, care scrie unei audiențe ce trecea prin persecuții crunte, unor oameni ale căror averi au fost deja răpite, unor oameni care s-au făcut deja părtași cu ceilalți credincioși care sufereau în închisori, da? Oameni care au trecut prin persecuții crunte, el nu spune, hei, aveți grijă, mergeți prin fapte, dacă nu aveți suficiente fapte, sunteți terminați. El nu face lucrul acesta. Dimpotrivă, el scrie unul dintre cele mai lungi capitole din Sfânta Scriptură pentru a arăta că toată viața noastră de credință este prin credință. Prin credință. Da? Asta e mângâierea cu care el vine la acești oameni. Vreau să observați subiectul textului nostru în versetul 35, unde spune așa, să nu vă părăsiți, dar încrederea voastră. Ceea ce presupune a nu părăsi încrederea înseamnă că o ai deja, da? Nu poți să părăsești ceva ce nu ai. Da? Deci ei aveau deja încredere. De unde aveau această încredere? Cuvântul încredere nu este termenul obișnuit pentru credință. Se referă la o credință curajoasă, o credință îndrăzneață, o credință publică. De unde aveau ei tipul ăsta de credință? De unde aveau? Ce s-a spus mai înainte? Că versetul 35 spune așa. Să nu vă părăsiți, dar încrederea voastră. Este un fel de concluzie, da? Implicație. Așadar, cu alte cuvinte, cam așa ai putea să spui. Așadar, având în vedere ce am spus mai înainte, să nu vă părăsiți încrederea. O avem. De unde avem încrederea asta?
Păi avem descris în versetele de mai înainte. Ce s-a spus în versetele de mai înainte? În versetele de mai înainte, primele trei versete, de la 32 la 34, se vorbește despre regenerare, despre întoarcerea la Dumnezeu, da? Despre iluminarea noastră, care rezultă în întoarcerea la Dumnezeu, rezultă în credință, rezultă în pocăință sau rezultă în încrederea noastră. Ea este descrisă în versetul 32. Aduceți-vă aminte de zilele de la început. Deci de la început ei au avut încrederea aceasta. Da? Să nu vă părăsiți dar încrederea pe care ați avut-o de la început. Aduceți-vă aminte de zilele de la început când după ce ați fost luminați. Vedeți de unde vine încrederea? Încrederea vine în zilele noastre de la început. Nu numai împărat în ziua, ci în zilele noastre de la început, în zile în care Dumnezeu ne-a luminat, zile în care Dumnezeu ne-a arătat frumusețea Fiului Său Iisus Hristos, ne-a cucerit inimile, ne-a deschis inimile, ne-a transformat inimile, ne-a schimbat inimile și ne-a dat credință în Fiul Său. Și pentru că s-a întâmplat lucrul ăsta la început, ni s-a dat credință prin nașterea din nou, să nu vă părăsiți până la capăt încrederea voastră. Ăsta este argumentul textului, da? Deci textul acesta vorbește despre mântuirea prin credință, mântuirea prin credință. Uitați-vă, ne uităm în primul rând la faptul că viața noastră începe prin credință. Viața noastră spirituală începe prin credință. Acesta este primul meu punct. Viața noastră începe prin credință. Da? Niciodată nu este... lucrurile nu stau în felul acesta. Noi credem ca să fim luminați. Versetul 32 spune, aduceți-vă aminte de zilele de la început, când primul care face o lucrare este Dumnezeu. Când după ce ați fost luminați, da? S-a făcut lucrul acesta. De ce? Haideți să ne gândim puțin. De ce să nu facă omul primul pas? De ce să nu fie adevărat că dacă tu faci un pas, Dumnezeu face cât vrei tu? E irelevant dacă spui 2 pași sau 100 de pași. Ești la fel de eronat. Deci e irelevant. Unii spun numai 2. Tu faci un pas, Dumnezeu face 2. Irelevant. Poți spui 1.000.000 de pași al lui Dumnezeu, tu ești primul care ai făcut. De ce nu e așa? Pentru că e foarte stupid să spui că unui orb care se află în întuneric, dar are două probleme. Se află în întuneric și este orb, el să vadă un lucru. Vezi lucrul acesta. E absurd, nu are cum să se întâmple lucrul ăsta. Primul lucru care trebuie să se întâmple este că omul acela trebuie să fie luminat, vindecat ca să vadă. Trebuie să facă lumină și să se dea acest organ al credinței ca să vadă lucrurile. Altfel se cere inutil să vadă. Da? Dumnezeu însă prin cuvântul Evangheliei creează credință în noi și face lumină ca să vedem. El ne-a luminat inimile, cel care a spus, cum spune în 2 Corinteni, cel care a spus să fie lumină, ne-a luminat inimile noastre. S-a făcut un miracol de asemenea putere ca și cel de la creație. Când Dumnezeu a spus să fie lumină, la fel de miraculos a fost și momentul în care Dumnezeu a adus lumină în viața ta. Da? Lucrul acesta duce la vedere. Nu tu vezi și după aceea te luminează. Mulțumesc, nu mai am nevoie de lumina ta, că am văzut înainte să mă luminez tu. Da? Întotdeauna ordinea aceasta, Dumnezeu ne luminează ca noi să vedem. Dumnezeu ne luminează ca noi să vedem. De asemenea, observați aici că această iluminare spirituală nu duce doar la credință, da? Doar la vedere spirituală, ci și la răbdare. Auziți, după ce ați fost luminați, ați dus o mare luptă de suferință. Termenul de aici este, și asta este o altă traducere, Biblia 2001, de exemplu, spune ați răbdat o mare luptă de suferință. Este cuvântul pentru răbdare sau pentru perseveranță. Vedeți, chiar din momentul iluminării, după ce ați fost iluminați, ați perseverat sau ați răbdat suferințe. Adică el a început să rabde din momentul iluminării. A început perioada de perseverență. Da? A început să treacă prin necazuri și a fost necesară perseverența. De unde vine perseverența aceasta? Din iluminare. Ascultați din nou. După ce ați fost luminați, ați dus o luptă sau ați răbdat o luptă de suferințe. După iluminare. Ceea ce înseamnă că din iluminarea asta spirituală sau nașterea din nou, vine nu doar credința noastră, ci vine și perseverența noastră. Dacă nu ești născut din nou, n-ai în ce să perseverezi. N-are rost să discutăm de perseverență dacă n-a fost un moment în viața ta sau niște zile de la început în care să fii iluminat. Zile în care să ți se dea lumină spirituală. Da? Deci, în primul rând, iluminarea spirituală din nașterea din nou aduce credința. În al doilea rând, iluminarea aceasta nu aduce doar credință, ci și perseverență în această credință. În al treilea rând, această iluminare este primul moment în care omului îi se dă lumină spirituală. Este primul moment. Este primul moment. După ce ați fost luminați. Am căutat în Scriptură unde mai apare termenul acesta. El apare, de exemplu, în Efeseni, capitolul 3, versetul 9, unde apostolul Pavel vorbește despre lucrarea sa evanghelistică prin care aduce
La lumină ce? Ia să vedeți. Efeseni capitolul 3, versetul 9. Zice, mie care sunt cel mai neînsemnat dintre toți sfinții, mi-a fost dat harul acesta să vestesc neamurilor ce? Bogățiile nepătrunse ale lui Hristos. Și să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei tane ascunse de veacuri în Dumnezeu care a făcut toate lucrurile. Deci misiunea apostolului Pavel a fost să aducă lumină prin Evanghelie. Asupra cui să aducă lumină? Asupra Domnului Iisus Hristos. Deci lumina aceasta, iluminarea aceasta, este lucrarea pe care Dumnezeu o face ca să vedem frumusețea Fiului Său Iisus Hristos. Această iluminare are un punct de început. Dar nu se termină acolo. Pentru că tot apostolul Pavel în capitolul 1, versetul 17 și 18, zice: mă rog Dumnezeului Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duc de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. Deci Dumnezeu Tatăl ne dă o manifestare suplimentară a Duhului Sfânt pentru ca să ne lumineze ochii inimii, ăsta este termenul, ca să pricepeți și începe să spună lucruri despre ce avem în Domnul Iisus. Nădejdea chemării Lui, bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți și nemărginita putere a Lui Dumnezeu după lucrarea puterii Lui pe care a desfășurat-o în Hristos. Deci există un moment, un punct zero în care Dumnezeu te luminează să vezi frumusețea Domnului Iisus Hristos și după aceea există manifestări suplimentare a Duhului Sfânt prin care El te luminează constant să vezi frumusețea Domnului Iisus Hristos. Să vezi tot mai mult din Domnul Iisus Hristos. Dacă te plictisești de Iisus Hristos, cel mai probabil nu L-ai cunoscut niciodată. S-ar putea să ai o perioadă de cădere, asta este cu totul altceva, dar dacă în mod constant tu ești plictisit de Domnul Iisus Hristos și spui, iară ne zici de Iisus. De ce o fi scris ăsta atâtea capitole în Evrei, 13 capitole în Evrei despre Domnul Iisus Hristos? Puteai să-mi spui într-o propoziție. El a murit pentru păcatele noastre, sunteți bine mersi. Trebuie să credeți în El. De ce petrece atât de mult timp să ne vorbească despre Domnul Iisus Hristos? De ce trebuie să ne ducă El pe la templu, trebuie să ne ducă pe la cortul întâlnirii, să ne arate toate ritualurile acelea și frumusețea Domnului Iisus Hristos? Dacă asta e întrebarea pe care ți-o pui, ești orb spiritual. Ești orb spiritual. Un om credincios care primește lumină suplimentară de la Dumnezeu, bazată pe prima lumină pe care a primit-o, va fi tot mai îndrăgostit de Domnul Iisus Hristos. Va tânji tot mai mult să vadă frumusețea Domnului Iisus Hristos. Frumusețea Domnului Iisus Hristos. Dar totul începe cu un punct în care Dumnezeu ne luminează. Vedeți? A patra observație pe care o fac este că verbul acesta luminați este la diateza pasivă, adică se face asupra ta. Da, tu ești pasiv, e simplu de înțeles, da? Se face asupra ta după ce ați fost luminați. Da? După ce e ca și cum ai dormi și vine cineva cu un far din ăla foarte puternic și deodată îl deschide în capul tău. N-ai ales tu să fii luminat. Ai fost luminat, tu ai fost pasiv când s-a făcut lucrul acesta. Dumnezeu nu ți-a cerut voie să facă lucrul acesta, da? Dumnezeu este inițiatorul și autorul acestei lucrări. El ne luminează, da? El face lucrarea aceasta. De asemenea, autorul descrie aici o lucrare încheiată. Auziți, după ce ați fost luminați, s-a făcut lucrarea aceasta a iluminării, da? Dumnezeu n-a încercat să ne lumineze. Dumnezeu n-a încercat să ne lumineze. Dumnezeu nu ne-a dat posibilitatea să fim luminați. El ne-a luminat. El ne-a luminat. Sunt două chestiuni diferite. Eu nu-i mulțumesc niciodată lui Dumnezeu. Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat posibilitatea să am lumină. Nu, eu îți mulțumesc pentru că m-ai luminat. Dumnezeu nu creează posibilități. Dumnezeu face lucrări supranaturale miraculoase. Miraculoase. Apoi, observați de asemenea că această iluminare este atât de puternică, supranaturală, miraculoasă, încât are efecte imediate. Ia uziți ce spune. După ce ați fost luminați, ați dus o mare luptă de suferințe. Înseamnă că trebuie să fi întâmplat ceva extraordinar de puternică în iluminarea asta, ceva extraordinar de puternic, de profund, încât omul ăsta, după ce a fost luminat, să poată să sufere crunt pentru Domnul Iisus Hristos. S-a întâmplat ceva acolo. Ceea ce înseamnă că iluminarea aceasta dumnezeiască, divină, miraculoasă, supranaturală, are niște efecte extraordinare imediate. Deci el nu a zis, am venit la Domnul Iisus ca mântuitor, mulțumesc pentru iertarea păcatelor. Mă mai gândesc vreo 10 ani dacă vreau să fiu eliberat de păcat. Sau, am venit la Domnul Iisus Hristos, mulțumesc pentru mântuire. Mă mai gândesc în vreo 5-6 ani dacă o să fiu ucenicul Domnului Iisus. Deocamdată sunt mântuitul Domnului Iisus. Am venit la Domnul Iisus, îmi place de El ca mântuitor, dar nu prea îmi convine de El ca Domn, că nu vreau să facă El regulile în viața mea și să fie guvernatorul vieții mele. Asta este o erezie. Ei, după ce au fost iluminați, imediat după ce au fost luminați, au dus o mare luptă de suferință. Hristos era deja Domnul vieților. Ei erau deja nu doar mântuiți, ci și ucenici. Erau deja nu doar iertați, ci și oameni angajați în procesul sfințirii, a uceniciei.
Da? Nu există mântuire în două viteze, în două faze. Întâi iau partea frumoasă, care mi se pare mie frumoasă, și după aceea iau partea aia altă mai grea. Nu, dacă nu ți se pare frumoasă și domnia lui Hristos, n-ai înțeles nimic din Evanghelie. Dacă nu ți se pare frumos și ucenicia cu Hristos, n-ai înțeles nimic din Evanghelie. Oamenii au schizofrenia aceasta, ruptura asta, încearcă să rupă mântuirea. Ne place asta cu iertarea, nu ne place eliberarea. Ne place mântuirea lor, nu ne place ucenicia. Ne place de el ca mântuitor, nu ne place de el ca domn. Nu vă place nimic, nu vă place nimic. Este același Hristos care nu poate fi divizat. Este aceeași lucrare în mântuire și fiecare parte din mântuire este la fel de glorioasă. Este la fel de glorios să iertate păcatele ca și să fie liberat de păcat. Ce lucru mai minunat poate să fie decât lucrul acesta? Să fii făcut părtaș firii dumnezeiești. Ce lucru minunat! Un om care nu acceptă mântuirea completă, vreau o mântuire în două faze, nu a înțeles Evanghelia, nu este mântuit. Dacă un om este rezistent la ucenicie, rezistent la guvernarea lui Hristos, rezistent la eliberarea de păcat, nu are nicio legătură cu mântuirea Domnului Iisus Hristos. Are o iluzie în capul lui, atâta tot. De asemenea, vedeți că nașterea aceasta din nou, pe care Dumnezeu o face în viața noastră, are efecte atât de puternice, radicale, în viața noastră, într-o asemenea măsură încât aceste efecte nu trebuie căutate cu lupa. Ia auzi ce spune. Pe de o parte erați puși ca priveliște în mijlocul ocărilor și necazurilor și pe de alta v-ați făcut părtași cu aceia care aveau aceeași soartă ca voi. Deci nu era unul, am primit și eu pe Domnul Iisus Hristos în viața mea și în 5 ani și-o dat vecinii mei seama că eu sunt pocăit. Nici vorbă, te dau copiii de gol că ești pocăit, ascultați-mă. Eu dacă aș fi mut în cartierul meu, m-ar da copiii de gol. Copilul a ieșit afară și începe să vorbească cu ceilalți copii din Sfânta Scriptură. Începe să vorbească cu vecinii din Sfânta Scriptură. Asta se întâmplă, te dau. Eu n-am vorbit cu ei, dar au început să vorbească copiii. Că poate, v-am mai spus, poate nici nu-s născuți din nou. Nu știu, Dumnezeu să facă să fie născuți din nou. Că el poate lucrul acesta. Dar ei te dau de gol. De ce? Pentru că în casă tu îți faci responsabilitate. Te dau de gol, n-ai cum să fii ascuns. Știu copiii din cartier, știu părinții din cartier, știu vecinii din cartier, că suntem oameni pocăiți acolo. Nu se poate să rămână ascunsă. Nu se poate. Atât de puternică este această lucrare. Vom deveni priveliște. Lumea se va uita la noi, că vrem sau că nu vrem. Lumina din noi este atât de puternică încât ea va ieși afară din casele noastre. Nu va rămâne ascunsă. Asta este lucrarea pe care o face Dumnezeu în nașterea din nou. Nu cineva trebuie să vină cu lupa să vadă că noi suntem creștini. Nu. Va fi observabil. Și veți vedea, modul în care va deveni observabil este în felul următor. În noi este pusă o natură nouă, avem un caracter nou, avem un alt Dumnezeu, avem o altă țintă, o altă orientare, o altă trăire, o altă direcție, avem altă orice. E altceva în absolut orice domeniu. Și lucrul acesta va deveni în opoziție frontală cu tot ce are lumea. Cu orientarea lumii, valorile lumii, standardele lumii, umblarea lumii, Dumnezeul lumii, Evanghelia lumii. Și această opoziție va stârni din partea lumii, reacție și repulsie. Oamenii nu vor sta indiferenți. Frați și surori, oamenii nu vor sta indiferenți. Și nu mă refer doar la oamenii din afară, ci mă refer și la lumea care este în biserici, că este multă lume și în biserici. Oamenii vor deveni rezistenți și repulsivi. Faptul că noi trăim într-o vreme în care oamenii nu ne pot persecuta pe față și să ne rănească fizic, asta nu înseamnă că nu ne persecută. Să nu credeți lucrul acesta. Într-un fel sau altul ne vor persecuta. Dacă singura formă de persecuție este cea verbală, se vor folosi de acest tip de persecuție la maxim. Fie că-s păstori, fie că-s evangheliști, fie că-s oameni obișnuiți, se vor folosi de orice metodă ca să respingă Evanghelia. Vor avea o poziție față de Evanghelie pentru că sunt două naturi diferite acolo, care se bat cap în cap. Oamenii opuși nu se pot iubi în mod natural. Oamenii nu pot iubi ceva ce este total contrar lor. De asemenea, observați că această iluminare spirituală nu-i face pe oamenii aceștia să spună ne abținem, suportăm persecuțiile, rezistăm, mergem înainte, bine măcar că avem iertarea păcatelor, când ne ducem în cer, nu ne ducem în iad. Ce i-aș da doul ăsta? Trec prin persecuție. Doamne, ce putere mi-ai dat! Slavă ție! Și scrâșnești din dinți. Nu aia. Ia ascultați! Ce se întâmplă? De ce spun că este supranaturală, miraculoasă această lucrare a nașterii din nou, a iluminării? Este același lucru, da? Când spun iluminare spirituală, mă refer la nașterea din nou. De ce spun că este miraculoasă? Zice așa. Versetul 34. Ați avut milă de cei din temniță și ați primit cu bucurie
Gândiți-vă la niște situații din viața noastră banale în care ne enervăm și ne supărăm și ne sare muștarul pentru niște chestiuni absolut stupide. Absolut stupide. Absolut stupide. Lucrarea pe care Dumnezeu, după ce au fost luminați, au dus această luptă de suferințe cu bucurie. În 1 Tesalonicen se spune că voi ați primit Evanghelia, au primit cuvântul lui Dumnezeu în multe necazuri. În multe necazuri. Și termenul folosit de acolo din Tesaloniceni se referă la presa aceea care zdrobea strugurii și din care scotea. Au fost zdrobiți în multe necazuri cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt. Adică din momentul nașterii din nou, Duhul Sfânt ne-a dat o bucurie supranaturală care depășea în putere, care depășea în putere puterea suferințelor. Asta este nașterea din nou. Acolo se dovedește nașterea din nou. Este ceva care depășește în putere toate suferințele pe care ne le-ar putea provoca oamenii. Cum vă imaginați dumneavoastră că în momentul în care creștinii din primele veacuri sufereau și erau dați la lei sau erau omorâți sau erau bajocoriți sau erau crucificați, de față cu ei, când vedeau unii oameni lucrurile acestea, oameni din lume, se pocăiau acolo și se duceau și ei la fiară. Se duceau și ei la răstignire. Atunci se pocăiau, atunci se duceau la răstignire. Explicați-vă cumva lucrul ăsta. Este o singură explicație. Că Duhul Sfânt le aducea o asemenea bucurie încât ei considerau că suferința aceea e nesemnificativă pe lângă bucuria pe care o aveau ei în inimile lor. Asta face lucrarea de iluminare pe care Dumnezeu o produce în viețile noastre. Bucuria lucrurilor viitoare pe care Dumnezeu ni le dă depășește suferințele pe care le putem avea pentru datorită pierderii lucrurilor lumii acesteia, prieteniilor lumii acesteia, a poftelor lumii acesteia și ce mai are lumea aceasta. Uitați cum se întâmplă lucrul ăsta. Deci nu vă imaginați că ăștia aveau un fel de bucurie din asta tâmpă, venea cineva să-i răpească averile și el râdea. Răpește averile. Nu. Credința nu este oarbă. Credința nu îți oprește facultățile mentale. Credința te duce deasupra rațiunii. Ea nu ignoră rațiunea, ci merge deasupra rațiunii. Rațiunea poate să vadă anumite lucruri, să gândească, să proceseze anumite lucruri. Credința procesează mai mult decât poate procesa rațiunea. Nu este contra rațiunii, nu este antirațiune, ci este deasupra rațiunii. Ea vede lucruri pe care rațiunea nu le poate vedea. Rațiunea noastră primește informații prin ochi. Credința noastră primește informații prin lucrarea Duhului Sfânt pe care rațiunea niciodată nu le poate primi. Și uitați de unde spun lucrul acesta. Spune, ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre ca unii care știți sau cunoașteți. Bucuria lor se năștea dintr-o cunoaștere, bineînțeles, o cunoaștere spirituală, pentru că nimeni nu vede cerul. Știți că aveți în cerul, nimeni nu vede cerul lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu de acolo, cu ochii fizici. Aveți în cerul o avuție mai bună care dă-i noi. Cine vede cu ochii cerul și avuția pe care avem dincolo? Nimeni nu o vede, dar o vedem prin credință. Dumnezeu ne descoperă prin credință minunățile, gloriile cerului și îndrăgostiți, bucuroși, datorită acelor bucurii, datorită acelor glorii, datorită acelor avuții, datorită tuturor lucrurilor pe care Dumnezeu ni le descoperă de acolo, Dumnezeu ne face capabil să trecem prin asemenea suferințe. Să trecem prin asemenea suferințe. Acesta este secretul. Nici nu trebuie să-ți descrie Biblia prea multe lucruri dincolo, pentru că cu mintea nu le poți înțelege. Este suficient ca Dumnezeu să ți le descopere sufletului tău prin cuvânt, prin Duhul Sfânt, să contemple acele frumuseți și vei face orice fel de sacrificiu ți se cere pentru Domnul Iisus Hristos. Asta este nașterea din nou. Nu avem altă naștere din nou mai ușoară. Una mai ieftină. Una mai ușor de experimentat. De aceea trebuie să bată vântul Duhului Sfânt pentru a aduce nașterea din nou. Și nu avem niciun fel de tehnică prin care să-i putem face pe oameni să se comporte așa sau să aibă această experiență în viața lor. Aș vrea să vă pun câteva întrebări de evaluare cu privire la această lucrare de iluminare sau de naștere din nou. A dus regenerarea ta la perseverență în necazuri? Care este atitudinea ta în necazuri? Dacă atitudinea ta în necazuri este să scrâșnești din dinți, să fulești pe Dumnezeu sau să chestionezi însăși existența lui Dumnezeu. Ce Dumnezeu e ăsta? Mă, nu te trebuie. În primele sute de ani, de ce creștinii nu s-au întrebat ca noi astăzi? M-am îmbolnăvit. Ce Dumnezeu e asta care a lăsat să mă îmbolnăvesc? Cât de idiot sunt? Cât de idiot sunt? Oamenii aceia au trecut prin niște suferințe crunte și nu și-au pus întrebările astea. S-au dus cu bucurie. Au spus, ne repesc averile. S-au bucurat de lucrul acesta. N-au chestionat dragostea lui Dumnezeu?
bunătatea lui Dumnezeu? Oare nu această chestionare a lui Dumnezeu se naște dintr-o falsă evanghelie care ni s-a predicat? O falsă viață de credință care ni s-a predicat? Și care nu există în realitate. Duce regenerarea ta la perseverență în necazuri. 2. Ai văzut vreodată frumusețea sfințeniei lui Dumnezeu în persoana Domnului Iisus Hristos? Asta te va ajuta să treci. Asta te va ajuta să perseverezi. Asta te va ajuta să plătești. Asta te va ajuta să suferi în fel și chip. Dacă ai văzut frumusețea lui Dumnezeu, dacă ți s-au deschis ochii sufletului. Da? Ai fost vreodată iluminat într-o asemenea măsură încât a fost evident că nu a fost o lucrare a minții tale? Dacă nașterea mea din nou este rezultatul strofocărilor unui predicator să mă facă să văd rațiunea lucrurilor duhovnicești și atâta tot, aia nu o să mă țină prea mult. Dacă nașterea mea din nou nu este mai mult decât un proces al minții mele, gândiți-vă la momentul nașterii dumneavoastră din nou. Puteți să vă aduceți aminte că acolo a fost o lucrare din exterior asupra dumneavoastră? Sau a fost o strofocare a mea? Da, mă hotărăsc. Sper să reușesc. Hai că o fac de data asta. Hai că mă întorc de data asta la Dumnezeu. Sau a fost ceva din exterior? A fost o mână care s-a întins spre tine. A fost o lumină din exterior. A fost un glas din exterior. A fost o chemare din exterior. A fost o atragere din exterior. A fost o operație pe care altcineva din exterior a făcut-o asupra inimii tale. Ceva din exterior. Cum te gândești tu la întoarcerea ta la Dumnezeu? La lucrarea nașterii din nou pe care Dumnezeu a făcut-o în viața ta? 4. Ai observat efecte imediate ale nașterii din nou care atestau această experiență? Au fost efecte ale nașterii din nou care atestau această experiență? Sau nu? La oamenii aceștia au fost. 5. Au detectat oamenii din jurul tău lucrarea nașterii din nou din viața ta? Asta sunt întrebări foarte importante pentru însăși mântuirea noastră. 6. S-a umplut inima ta de bucurie la descoperirea Mântuitorului și lucrării sale răscumpărătoare. Ce lumină ai primit tu? Ce ai știut tu atunci? Ce ți s-a descoperit ție prin Duhul Sfânt? 7. Ai tu certitudine pentru existența cerului și avuțiilor mai bune care sunt acolo? De asta ei erau așa de siguri de cer și de avuțiile de acolo încât puteau să renunțe la toate avuțiile astea. Aveau certitudine. Dacă ești în dubiu al credinței, dacă totdeauna ești în nesiguranță, nu vei putea plăti, nu vei putea trăi. Nu vei putea jertfi. Decât dacă ai certitudine puternică. De aceea certitudinea credinței, siguranța credinței este elementară. Nu doar să crezi, să ai certitudinea credinței. Doar așa poți plăti. Doar așa poți jertfi. Și în final, ești tu gata să lepezi toate gunoaiele lumii acestea pentru gloriile cerului? Vezi, ar fi, să zicem, ar fi ușor să spune. Mă, aș fi gata. În fiecare zi ni se cere să lepădăm ceva. În fiecare zi să nu așteptăm momentul în care ni se cere să lepădăm totul. Leapădă lucrurile alea mici pe care ți le cere Dumnezeu să le lepezi. Ce te face să crezi că dacă nu ești în stare să lepezi 15 minute de somn, ce te face să crezi că dacă nu ești în stare sau nu ești dispus să lepezi 15 minute de somn, o să-ți lepezi averea? Vă întreb din nou, ce te face să crezi că dacă nu ești în stare să-ți lepezi 20 de milioane sau 15 minute de somn, ce te face să crezi că dacă nu ești asta în stare să lepezi, vei fi în stare să lepezi viața ta omenească, prieteniile tale, să lepezi lucrurile materiale? Nu, lepădarea gunoaielor lumii acestea în comparație cu gloriile cerului trebuie să vadă în fiecare zi. Și în fiecare zi ni se cere un preț. În fel și chip. Așadar, spun el, versetul 35, să nu ne părăsim, dar încrederea noastră. Încrederea noastră pe care am primit-o în urma iluminării și încrederea noastră care ne-a făcut să trecem prin toate lucrurile acestea. Așadar, deși mântuirea începe prin credință, aceasta nu este o credință ușoară, ieftină, goală, naivă, care are un zâmbet tâmp pe buze. Asta este o credință puternică. Pentru că vine dintr-o lucrare de iluminare supranaturală, miraculoasă, făcută de însuși Dumnezeu. Deci, primul punct acesta este: începem prin credință. Și după aceea se trezește un predicator cu o falsă evanghelie foarte umflată, dar goală, și spune: dar, început prin evanghelie, dar, avem un dar, trebuie să contrabalansăm puțin lucrurile, nu? Da? Acum trebuie să continuăm prin ce? Prin credință. Versetul 35. Avem această încredere să nu vă... Așadar, pentru că aveți această credință extraordinară primită în urma iluminării pe care Dumnezeu a făcut-o în viața voastră, să nu vă părăsiți, dar încredere. Ai început prin credință,
înaintezi prin credință. Repet, ai început prin credință, înaintăm prin credință. Vedeți ce simple sunt punctele și lucrarea mântuirii. Începem prin credință, înaintăm prin credință. Cum am mai spus deja, termenul de aici se referă la curajul credinței, se referă la confidența credinței, la siguranța credinței, la îndrăzneala credinței, da? Nu este orice fel de credință, ci o credință curajoasă, o credință care are certitudine, o credință care iasă public, o credință care jertfește, care sacrifică, o credință care îi agresivă, iasă în exterior, da? Asta este credința despre care vorbim. Este o încredere, dar nu doar crezi, ci ai o încredere a credinței tale. Apoi observați că această credință nu se bazează pe lucruri false. Uitați ce spune versetul 35. Să nu vă părăsiți dar încrederea pe care o așteaptă o mare răsplătire. Este a doua oară când vorbește despre viitor, despre lumea viitoare. Versetul 34. Aveți în ceruri o avuție mai bună, asta nu vezi decât prin credință. Versetul 35. Vă așteaptă o mare răsplătire. Este același lucru. Credința mea, credința pe care am primit-o de la Dumnezeu, credința personală, nu se bazează pe lucruri false, ci pe lucruri invizibile. Lucrurile invizibile nu sunt false. Ele sunt reale, numai că sunt invizibile, pentru ochiul omenesc. Dar ele sunt reale. De aceea Dumnezeu ți-a dat acest organ al credinței pentru a vedea ceea ce nu poți vedea cu ochiul liber. Și pentru a putea face sacrificii pe pământ, în lumea materială, datorită unor lucruri spirituale pe care le vezi. Deci cu organul credinței tale vezi lucrurile spirituale, vezi cât de glorioase îs, cât de valoroase îs, că depășesc în frumusețe, valoare, trăinicie, toate lucrurile pământești, de aceea tu cu picioarele pe pământ începi să faci sacrificii. Începi să faci sacrificii, da? Datorită credinței tale care vede răsplata viitoare, avuția mai bună care dăinuie dincolo, da? Credința se bazează nu pe lucruri false, ci pe lucruri invizibile pe care ochiul nostru niciodată nu le poate vedea. Credința aceasta, vedeți, că are o siguranță. Ea știe că așteaptă o mare răsplătire. Eu am deja răsplătirea. Eu nu aștept balanța. Alo? Nu așteptăm nicio balanță. Nu ne așteptăm nicio investigație a vieții noastre, vedem dacă suntem vrednici de mântuirea noastră. Nu suntem! Nu suntem! El este vrednic. Eu nu mă duc la balanță, eu nu știu unde vă duceți dumneavoastră. Dacă aveți impresia așa că o să fie un fel de vâm din astea evanghelice, mai puține decât la ortodoxi, nu știu unde vă duceți, eu nu mă duc pe acolo. Nu mă duc printr-un fel de purgatoriu evanghelic, nici la vâmi evanghelici, nici la balanțe evanghelice și nici la vreun proces de investigație a vieții mele ca să vadă Dumnezeu dacă este vrednică de mântuirea Lui. Nu este! Singurul care este vrednic este Domnul Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui. Asta așteptăm noi. Credința noastră are siguranță pentru răsplătirea aia. Am deja răsplătirea. Am deja răsplătirea. Dumnezeu nu stă și spune, să vedem ce mai adună până la urmă. Hai, Radu! Hai, Ciprian! Hai, face Dumnezeu galerie. Mai mult, mai mult, mai mult, că ești aproape să încline balanța în partea aia. Hai, 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 hai! Acum îl omor că-l mântui. Dacă îl omor acum, dacă nu ăsta s-a apucat de făcut prostiile, să încline balanța în partea aia. Nu există așa ceva. Singurul motiv pentru care Dumnezeu te-ar omorâ dacă ești creștin este ca să nu mai faci de rușine numele Lui. Să nu mai ofensezi numele Lui și te va mântui ca prin foc. Asta e singurul motiv pentru care te-ar omorâ Dumnezeu. Nu ca să nu-ți pierzi mântuirea. Sau ca să fii vrednic de mântuirea ta. Nu. Eu am o certitudine. Există răsplata mea. Există răsplata mea, da? Răsplata mea. Deși ea este sigură, o am în posesie, totuși o voi avea de plin doar în viitor. Doar în viitor. Uitați ce spune textul. Să nu vă părăsiți. Când spune să nu părăsești încrederea, el spune să perseverezi, nu? Ce altceva înseamnă asta? Să nu părăsești. O am, să nu părăsești. Continuă cu încrederea asta. Perseverează cu încrederea aceasta. Deci esența perseverenței ce este? Ce este esența perseverenței? Păstrarea credinței. Să nu vă părăsiți. Să nu vă părăsiți încrederea. Asta e esența perseverenței. Esența perseverenței, și vreau să mă ascultați foarte bine. Esența perseverenței nu este să faci multe fapte bune. Nu asta e esența perseverenței. Fiți mai atenți, esența perseverenței nu este nici măcar să fii ascultător de Dumnezeu, să fii sfânt, să fii supus. Nu asta e esența perseverenței. Esența perseverenței e să nu-ți păstrezi încrederea. Pentru că dacă ai încrederea asta, vei avea și sfințenie, și supunere, și ascultare. Dacă ai încrederea asta. Dacă ai încrederea asta, dacă ai organul acesta spiritual prin care vezi realitățile veșnice, invizibile, eterne, adevărate, ale lui Dumnezeu, vei face sacrificii, vei trăi în sfințenie, te vei supune, vei asculta, vei trăi într-un mod supranatural. Numai dacă vezi,
Dacă ai încrederea aceasta. Așadar, îndemnul meu pentru dumneavoastră nu este să trageți mai tare, ci să nu vă părăsiți încrederea aceasta. Încrederea aceasta. Și dacă nu aveți încrederea aceasta, să cereți lui Dumnezeu cu disperare să vă dea încrederea aceasta. Asta. Care duce la perseverență. În esența perseverenței este păstrarea acestei credințe. Da? Păstrarea acestei credințe. La ce duce credința aceasta? Vreau să observați ce frumoasă este legătura. Versetul 35 spune așa. Să nu vă părăsiți, dar încrederea voastră, da, avem credința. Versetul 36. Căci aveți nevoie de răbdare. Răbdare în ce? Păi dublează ce a spus mai înainte. Să nu vă părăsiți încrederea. Continuați să aveți încredere. Da? Aveți nevoie de răbdare. E același lucru. Aveți nevoie să perseverați. Ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu. Legătura e fantastică. Versetul 35. Ai credința. Versetul 36 ai împlinirea voii lui Dumnezeu. Dacă ai credința din versetul 35, ai și împlinirea voii lui Dumnezeu din versetul 36. Dar ordinea întotdeauna e asta. Am credință și după aceea împlinesc voia lui Dumnezeu, da? Am credință și după aceea împlinesc voia lui Dumnezeu. Dacă credința mea sau credința ta mă lipește doar de Dumnezeu și nu de voia Lui, ai o problemă fundamentală. Deci dacă tu spui, eu iubesc pe Dumnezeu, dar nu prea îmi place voia Lui, ai o problemă fundamentală. Pentru că voia lui Dumnezeu descoperă realități despre Dumnezeu. Despre caracterul lui Dumnezeu, despre dorințele lui Dumnezeu, despre legea lui Dumnezeu, despre planurile lui Dumnezeu, despre lucrările lui Dumnezeu. Deci nu poți să spui, eu iubesc pe Dumnezeu, dar nu prea îmi place voia lui. Este eronat. Cu cât îl vei iubi mai mult pe Dumnezeu, cu atât vei iubi mai mult cuvântul lui Dumnezeu. Așadar, încrederea din versetul 35 pe care tu o ai te va duce la împlinirea voii lui Dumnezeu din versetul 36. Mă încred în Dumnezeu și așa că voi împlini voia lui Dumnezeu, da? Voi împlini voia lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, credința nu-ți descopere doar frumusețea lui Dumnezeu, ci credința îți descoperă și frumusețea voii lui Dumnezeu. Nu zici, Dumnezeu e extraordinar, e fantastic, laud pe Dumnezeu, îl ador pe Dumnezeu, dar-s groaznice cerințele Lui. Sunt teribile, sunt grele, Doamne ce viață îmi ceri. Nu, dacă ajungi să iubești frumusețea sfințeniei lui Dumnezeu și să-ți placă frumusețea sfințeniei lui Dumnezeu, ca milei lui Dumnezeu sau bunătății Lui, s-ar putea să îți placă, dar să-ți placă într-un mod greșit. Dacă îți place frumusețea sfințeniei lui Dumnezeu, vrei veaca acea sfințenie pe care o are Dumnezeu, s-o ai și tu. Și când Dumnezeu spune, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt, tu vei spune, yeah! Cel mai frumos lucru din Dumnezeu, perfecțiunea lui Dumnezeu, vrea El să fie și în viața mea. Super! Cum, Doamne, să ajung la asta? Păi, uite, te fac întâi părtaș naturii dumnezeiești, îți dau Duhul Sfânt, îți descoperi frumusețea sfințeniei, trăiește și tu în sfințenie. Vreau, Doamne, să trăiesc în sfințenie. Nu vei spune, să fiu în sfințenie, mă uit peste gard la lumea aceasta, mă uit la cum eram eu în lume, când mai beam, când mai trăgeam pe nas, când mai mergeam cu gagicile, când mai făceam nu știu ce, când eram nu știu cum. Fă, ce viață îmi cere Dumnezeu acum. Nu ești născut din nou. N-ai văzut nimic din Dumnezeu. Dacă nu vezi frumusețea sfințeniei lui Dumnezeu cerută în voia lui Dumnezeu, n-ai văzut frumusețea lui Dumnezeu. Lui Dumnezeu. A perfecțiunii sale. A perfecțiunii sale. Versetul 36, da? Luăm ordinea. Versetul 35, avem credința, care se uită la final la răsplătire. Versetul 36, avem această credință care duce la împlinirea voiei lui Dumnezeu și din nou se uită iarăși la răsplătire ca să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Observați, în trei versete la rând. Versetul 34, o avuție mai bună care este în ceruri. Versetul 35, vă așteaptă o mare răsplată. Versetul 36, ca să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Credința totdeauna se uită la final. Se uită în cer. Nu este un lucru glorios să stai într-o lume cu oameni orbi spiritual. Orbi spiritual. Și tu totdeauna prin credință să vezi bogățiile cerului. Să vezi pe Dumnezeu din cer. Să vezi cerul. Să vezi avuțiile din cer. Să vezi răsplata care te așteaptă. Gândiți-vă bine. Munciți în lumea asta. Treceți prin necazuri, prin suferințe, prin tot felul de lucruri. Și totdeauna Dumnezeu prin credință îți descoperi. Te așteaptă altceva. Tu spui... Ducă-să încolo. Le fac, dar nu e asta viața mea. Eu am altă viață. Eu am altă țintă, am o altă orientare, am altă destinație. Nu-s pentru mine astea. Le fac că trebuie făcute. Da? Ăsta e modul în care noi trecem prin viață. Da? Credința ne leagă de răsplătire.
credința ne face să împlinim voia lui Dumnezeu și observați cum prezintă aici împlinirea voiei lui Dumnezeu. După ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, el lea ca un lucru realizat. Se va întâmpla lucrul acesta. Ascultați-mă. Toți care sunteți în dimineața asta aici și aveți încrederea aceasta, credința aceasta în Dumnezeu, adevărată, veți împlini voia lui Dumnezeu. Nu desăvârșit, că nu suntem în stare, dar vom împlini voia lui Dumnezeu. El spune, după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, se va realiza lucrul acesta. Dumnezeu se va ocupa de noi ca să împlinim voia lui Dumnezeu. Și după ce am împlinit voia lui Dumnezeu, zice, căpătăm ce ne-a fost făgăduit. Care e combustibilul credinței noastre? Combustibilul credinței noastre sunt promisiunile lui Dumnezeu. Auziți, ascultați din nou. Avem nevoie de răbdare, avem credință, după credință vine răbdarea, răbdăm împlinim voia lui Dumnezeu sau perseverăm și la final primim ce ne-a fost făgăduit. Da? Credința împlinește voia lui Dumnezeu privind la ce ne-a fost făgăduit. Se alimentează, asta e combustibilul, prin promisiunile lui Dumnezeu. Credința ta nu va supraviețui dându-ți tu singur, făcând un fel de autoflagelare din asta spirituală. Sunt un terminat, ce credință slabă am, ce nenorocit sunt, nu știu dacă mai sunt mântuit, ce naștere din nou, nu așa merge credința. Credința se agață, se hrănește din promisiunile lui Dumnezeu, se uită la Dumnezeu. Credința nu crește analizându-se pe sine. Ce slabă e credința mea! Doamne, ce nenorocit! Da, există un loc a mărturisirii păcatelor pe care trebuie să o facem când Duhul Sfânt ne luminează. Dar nu așa-ți crește credința. Credința îți crește alimentându-te, mâncând din promisiunile lui Dumnezeu. Uite ce mi-a pregătit Dumnezeu și Dumnezeu îți descopere din nou frumusețea lui. Mergi încă o zi. Uite ce mi-a descoperit Dumnezeu la final. Mergi încă o zi. Te uiți în promisiunile lui Dumnezeu. Te uiți la Dumnezeu descoperit în promisiunile sale. Alimentează-te din promisiunile sale. Alimentează-te din promisiunile sale că ăsta este combustibilul spiritual. În promisiunile lui Dumnezeu descoperi lumea viitoare. Această credință au avut oamenii din vechime. Citiți Evrei 11. Ei așteptau o cetate mai bună, altă cetate, al cărei meșter și ziditor este Domnul. De unde știa ăștia din cetatea asta? Noi o găsim descris numai prin Apocalipsa. De unde știau de ea? De unde știa Moise de suferințele lui Hristos? Că suferințele lui Hristos sunt mai glorioase decât toate comorile Egiptului. Mai bine să fiu răstignit cu Iisus pe o cruce fizică decât să iau comorile Egiptului. Ești nebun? Deci ai mai multă glorie în suferințele alea lui Hristos decât în toate comorile Egiptului. Vai, mi-am atins mașina de un gard. Ah, ce disperat sunt. Ți pierdut mințile? Privește la jertfa Domnului Iisus. Asta i-a făcut și pe oameni înainte de Hristos să treacă prin suferințe. Înainte de Hristos să lepe de tot gunoiul lumii acestea. Toate prieteniile lumii. Toată poziția lumii acestea. Numai o asemenea credință care îți descoperă lucrurile viitoare. Frumusețea lucrurilor viitoare. Eu nu vă pot deschide ochii în dimineața asta. Eu nu vă pot deschide ochii. Dar Dumnezeu poate să ne deschidă ochii. Dumnezeu ne poate ilumina. Dumnezeu ne poate da o revelație lăuntrică spirituală prin Duhul Sfânt, prin cuvântul lui Dumnezeu asupra lucrurilor pe care El ni le-a descoperit. Alimentați-vă din promisiunile lui Dumnezeu. Așa vă veți păstra credința. Așa vom persevera. Alimentându-ne din promisiunile lui Dumnezeu vom împlini poruncile lui Dumnezeu. Da? Pentru că avem niște descoperiri a unui lucru extraordinare. Așadar, începem prin credință, înaintăm prin credință, dar nu o credință care e goală și rămâne singură, ci o credință care perseverează, care are răbdare, o credință care împlinește voia lui Dumnezeu, o credință care privește întotdeauna finalul, da? Și încheiem nu la balanță, încheiem prin credință. Ăsta e al treilea punct, vedeți ce simplu e. Începem prin credință, înaintăm prin credință și încheiem prin credință. Acesta este lucru cu adevărat minunat. Că încheierea vieții noastre pământești are loc tot prin credință. Și ca să înțelegeți ultimele trei versete, la care ne vom uita pe scurt, vreau să priviți în felul următor. Versetul 3-7 vorbește despre Hristos și venirea Lui, da? Adică ultima fază. Noi ne așteptăm, cel puțin eu cu fratele Mihai, ca să nu murim. Eu nu vreau să mor. Eu vreau ca să vină Hristos și să ne transforme. Da? Asta vrem noi și asta vrea și Apostolul Pavel. Bun, asta vrem noi. Noi vorbim despre venirea Domnului Iisus Hristos care duce la această transformare. Încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Aceasta avem descrisă venirea Domnului Iisus și două raportări la această venire. Da? Două reacții la această venire. Două reacții la însăși persoana Domnului nostru Iisus Hristos. Și într-un fel aici, în versetele acestea, avem descrisă esența Evangheliei, în special aspectul chemării Evangheliei și reacțiile care sunt la această chemare. Versetul 38 prezintă două tipuri de oameni, versetul 39 prezintă aceleași tipuri de oameni.
Versetul 38 prezintă două tipuri de oameni, credinciosul și necredinciosul, în această viață, și versetul 39 prezintă credinciosul și necredinciosul la final, da? La finalul acestei vieți, da? În această viață și la finalul acestei vieți. Deci ambele categorii de oameni prezentate în versetul 38 și versetul 39. În 38 în viața aceasta și în 39 la final. Haideți să ne uităm la viața lor, la viața acestor oameni. Spune așa, versetul 38. Cel neprihănit va trăi prin credință. De exemplu, traducerea 2001, nu știu cum spune NTR-ul, spune: dar dacă cineva dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Da? Ce spune, ce cred că spune versetul acesta? Versetul acesta spune: dacă cineva dă înapoi de la Evanghelia despre care ți s-a vorbit în toată cartea Evrei, dacă dai înapoi de la Domnul Iisus Hristos, dacă dai înapoi de la realizarea faptului, de la cunoștința faptului că Iisus este împlinirea tuturor jertfelor, că Iisus este cortul, că Iisus este marele preot, că El este Evanghelia, El este vestea lui Dumnezeu. Dacă ți s-a spus lucrul acesta și tu dai înapoi și te dui la lucrurile tale, la gunoaiele tale, la religia ta, la tradiția ta și așa mai departe, dacă dai înapoi, sufletul lui Dumnezeu nu găsește plăcere în tine. Dar cel neprihănit va trăi prin credință. Într-un fel, asta spune toată Evanghelia. Ioan 3:36, nu Ioan 3:16. Ioan 3:36. Ce spune Ioan 3:36? Același lucru. Cine crede în Fiul are viața veșnică, cel neprihănit va trăi prin credință, dar cine nu crede, ca să nu crezi înseamnă că ai interacționat cu Evanghelia, nu? Cum poți să nu crezi în Evanghelia dacă n-am auzit niciodată de ea? Deci vorbește despre oameni care interacționează cu Evanghelia, cu cuvântul despre Domnul Iisus Hristos. Dar cine nu crede în Hristos, da? Adică ce face? I s-a prezentat Evanghelia, el ce face? Dă înapoi, nu-mi trebuie, nu mă interesează, rămân la poveștile mele, la tradițiile mele, la basmele mele evreiești și băbești. Cine dă înapoi, ia auziți, mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. El încă nu-i judecat omul ăsta. În sensul, nu este aplicată judecata, nu este executată judecata asupra lui. Dar Dumnezeu este deja mânios peste el. Ce spune versetul 38? Sufletul meu nu găsește plăcere în el. Astea sunt cele două tipuri de oameni. Dar uitați-vă la omul neprihănit. Omul ăsta neprihănit, mântuit, îndreptățit. Spune Scriptura că cel neprihănit va trăi prin credință. El nu vorbește despre momentul îndreptățirii sale, mântuirii sale. Ci de cum va trăi el? Cum va trăi el? Prin credință, nu prin fapte. El nu spune ai început prin credință și vei trăi prin fapte. El nu spune așa. El spune vei trăi prin credință. Ăsta este modul în care tu trăiești ca și credincios. Prin credință. Nu trăiești prin propriile fapte ale neprihănirii tale, ci tot în dependență de Dumnezeu. Unii oameni au sentimentul că mântuirea e cam așa. Dumnezeu începe cu tine, te ține de mânuță. Ca un copilaș care începe să meargă. Nu poate să stea în picioare. Îl iei și îl ții de mânuțe, da? Îl ții de mânuțe și el face câțiva pași și începe să meargă și tu vrei să meargă singur. Să-i dai drumul la un moment dat de mânuțe și toată lumea explodează. Uite un copil care merge. Wow! Domnule, anunță toată lumea. Un copil merge. Așa de bucuros ești. Unii așa și imaginează că e în relația cu Dumnezeu. Merge și Dumnezeu spune, băi, te-am ținut. Tu crezi că, cât crezi că o să te mai țin? Merge acum singur. Și cel neprihănit va trăi prin propriile lui fapte, prin propriile lui sforțări. Nu există așa ceva. Cu cât ești mai neprihănit, în practică, că neprihănirea lui Hristos e neschimbată, cu cât vei împlini mai mult voia lui Dumnezeu, cu cât vei trăi mai mult după cuvântul lui Dumnezeu, cu atât îți vei da seama că ești mai strâns lipit de Dumnezeu și că nu ai învățat să mergi singur. Cu cât Dumnezeu îți dă mai multă lumină spirituală, cu trecerea anilor vei înțelege că ești mai dependent de Dumnezeu. Nu că poți să te descurci mai bine, înțelegeți? E exact opusul la ce ne așteptăm noi de la copiii noștri. Noi vrem ca ei să ajungă la un moment de independență, nu la 30 de ani să joace jocuri pe calculator, să stea în casă să mănânce doar de la mama și de la tata. Și să mai pune așa la sânul mamei și zice, mama, aș mai suge, dar nu pot, că n-am ce. Nu! În credință e exact invers. Noi nu vrem să ajungem, Dumnezeu nu vrea să ajungem la independență de El, să ne descurcăm singuri. Bă, ăsta e serios, mă întâlnesc cu El în veșnicie, ci dimpotrivă. Cu cât trec anii, ne dăm seama că suntem tot mai dependenți de Dumnezeu. Avem nevoie tot mai mare de El. Avem nevoie tot mai mare de El. Cel neprihănit va trăi prin credință. Cel neprihănit va trăi prin credință. Și dacă
omul ăsta neprihănit trăiește prin credință. Întrebarea este, care este sursa neprihănirii sale? Nu mă refer la sursa neprihănirii atribuite. Da? Neprihănirea lui Hristos care ni se atribuie nouă. El trăiește prin credință, da? Și trăiește în voia lui Dumnezeu. Trăiește răbdând, trăiește perseverând, trăiește în neprihănire. Care e sursa neprihănirii sale? Păi textul spune, va trăi prin cel neprihănit, va trăi prin credință. De acolo vine sursa neprihănirii sale. Eu sunt neprihănit pentru că trăiesc prin credință. Cu alte cuvinte, credința mea care mă leagă de Domnul Iisus Hristos duce la două lucruri. Neprihănirea lui Hristos mi se atribuie mie și tot prin credință neprihănirea lui Hristos mi se aplică mie. Hristos este nu doar mă acoperă, Hristos ca Dumnezeu să mă vadă prin Hristos și să nu mă străpungă cu săgețile judecății sale, ci Hristos acesta trăiește în mine. Se manifestă cu neprihănirea Lui. Nu doar mă îmbracă în neprihănirea Lui, ci El întrupează neprihănirea Lui. El trăiește în mine, lucrează în mine. Și eu încep să trăiesc ca un om neprihănit. Cum? Prin credință. Prin credința în Hristos, legat de Hristos. Din Hristos curge tot. Din Hristos vine absolut totul. Cel neprihănit va trăi prin credință. Dar cel care dă înapoi din fața Evangheliei are parte de dezaprobarea lui Dumnezeu. Haideți să ne gândim puțin. De ce, dacă dă înapoi din fața Evangheliei cineva, sufletul meu nu găsește plăcere în el? Vă aduceți aminte locul în Sfânta Scriptură în care Dumnezeu cu gura lui spune în cine își găsește el plăcere? În cine își găsește Dumnezeu plăcere? Vă aduceți aminte? În Fiul lui își găsește plăcere. Acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea mea. Și ai pe Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu zice, în El îmi găsesc toată plăcerea mea. Doamne, dar mie nu îți găsești plăcerea? Nu! Ești murdar, ești stricat, ești nenorocit, ești păcătos, n-ai nimic bun în tine. Nimic bun nu locuiește în tine. Asta e strigătul Apostolului Pavel, da? Nimic bun nu locuiește în tine. Ascultați-mă, Dumnezeu nu își poate găsi plăcerea în noi. Nu își poate găsi plăcerea în noi. Există un singur mod în care Dumnezeu își poate găsi plăcerea în mine și în fratele Vase. Știți cum? Eu cu fratele Vase să fim puți în Domnul Iisus Hristos. Și Dumnezeu să uite la noi și spune, sufletul meu care își găsește plăcere în Fiul meu, doar în Fiul meu, doar în Hristos, solus Christus, doar în Hristos îmi găsesc plăcere. Sufletul meu își găsește acum plăcere și în tine. De ce? Că tu ești în Fiul meu Iisus Hristos. Așa că dacă ție ți se dă Domnul Iisus Hristos, singurul mod în care Dumnezeu poate să-și găsească plăcere în tine, și tu dai înapoi de la persoana Domnului Iisus Hristos, sufletul lui Dumnezeu nu-și poate găsi plăcere în tine. Dumnezeu nu-și găsește plăcere în noi astăzi, pentru că noi suntem foarte pocăiți și ne-am mărturisit acum dimineață păcatele. Ci Dumnezeu își găsește plăcere în noi, fiindcă noi ne-am mărturisit păcatele pe care Hristos le-a ispășit. Dumnezeu își găsește plăcere doar în Fiul Său, Iisus Hristos. Și imaginați-vă toată această adunare să dea Dumnezeu să fie așa, că suntem puși în Hristos, Dumnezeu se uită la toată adunarea prin Hristos și spune, găsesc plăcere în tine, în tine, în tine, în tine, în tine și în tine. Sunteți toți vrednici datorită Domnului Iisus Hristos. Mă bucur de voi. Tresar de bucurie când sunteți în închinare. De ce? Că e perfectă? Nu! Nu! N-avem nici măcar un cahon aici, nici o chitară bună, n-avem nimica. Suntem total la napoda pe lângă ce se face în lumea asta. El își găsește plăcere în noi datorită Fiului Său Iisus Hristos. Dacă dai înapoi din fața lui Hristos, ești pierdut pentru totdeauna. Ai parte de dezaprobarea lui Dumnezeu. Și dezaprobarea lui Dumnezeu înseamnă mânia lui Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu. Uitați-vă apoi să încheie cu veșnicia acestor oameni. Versetul, într-un fel, versetul 39 e puțin mai clar decât versetul 38. Versetul 38 ți-ar da senzația că nu-i vorba despre doi oameni, două categorii de oameni, cel neprihănit și necredinciosul care dă înapoi de la Evanghelie, ci pare să fie cel neprihănit va trăi prin credință, dar dacă dă înapoi, pe cum să dea înapoi dacă o să zici că trăiește prin credință? N-are cum să dea înapoi dacă trăiește prin credință. Dacă trăiește prin credință, mai dă înapoi. E clar că e vorba despre doi oameni, dar ar putea să-ți creeze o confuzie că unul dintre cei neprihăniți, deci nu vorbește la plural aici, zice cel neprihănit și cel care dă înapoi. Dar versetul 39 e mai clar. Că spune două categorii de oameni. Noi însă nu suntem noi, e o categorie. Și este a doua categorie, din aceia care dau înapoi ca să se piardă, da? Noi nu suntem din aceia, sunt unii care dau înapoi ca să se piardă, dar noi nu suntem din ei. Noi nu suntem din ei. Uitați, din nou vorbește despre aceia care dau înapoi, da? Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi. A da înapoi, în contextul cărții evrei, în contextul capitolului 10, înseamnă a da înapoi, a nu crede în Evanghelie, da? Acești oameni nu au dat înapoi din credință, ci au dat înapoi de la credința adevărului.
și s-a dat credința adevărului și a dat înapoi de la ea. Ai avut cunoștința adevărului și ai dat înapoi. Ai păcătuit cu voia, ai respins, nu-mi trebuie. Mă întorc la tradițiile mele, la variantele mele, da? Asta e singura cădere de la credință pe care eu pot să o recunosc în Sfânta Scriptură. Căderea de la, nu din, de la credința Evangheliei. Adică întoarcerea înapoi după ce ai cunoscut și ai înțeles adevărul mântuirii. Și el spune, dacă dă înapoi, noi nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă. De ce să pierde omul ăsta? De ce să pierde omul ăsta? Același răspuns. Toți oamenii sunt pierduți în afara Domnului Iisus Hristos. Toți. Toți. Singurul mod de a fi mântuit este să fii pus în Domnul Iisus Hristos. Imaginați-vă următorul lucru. Dumnezeu zice, toți sunteți pierduți, sunteți ticăloși, nu-mi găsesc plăcerea în voi. Vă detest! Vă urăsc! Mânia mea este peste voi. Îmi este scârbă de voi și de faptele voastre. Singurul om în care îmi găsesc plăcerea este omul Iisus Hristos. Și Dumnezeu vine și ți-l dă pe Domnul Iisus Hristos, ți-l proclamă pe Domnul Iisus Hristos prin Evanghelie. Și tu te îndepărtezi de Domnul Iisus Hristos și asta este cea mai mare jignire pe care o poți da lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu zice, ești pierdut din această cauză. Ești pierdut din această cauză. Și această realitate tristă că există unii care dau înapoi este un semnal de alarmă pentru toți cei care stau cu ochii la Evanghelie, să holbează în Evanghelie și nu cred în ea. Să uită la Domnul Iisus Hristos, știu că e singurul în care Dumnezeu își găsește plăcere și totuși se retrag și dau înapoi. Dar apoi încheie cu noi și spune în felul următor. Noi nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Avem două categorii. Avem două categorii. Fiți atenți. Aceia care dau înapoi și se pierd și aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Este foarte interesant că autorul are siguranță pentru oamenii ăștia numiți noi aici. Are siguranță. Zice, noi nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă. De unde știe el? El o știu că noi o să citim textul ăsta, o știu că o să fie epistola în canon. De unde știe el că aceștia, neprihăniți aceștia care trăiesc prin credință, nu dau înapoi? Și că nu-s din aceia care dau înapoi. Poți să dea înapoi. Stați care zic asta că o să dea înapoi. De unde știe el lucrul ăsta? El are siguranța aceasta, da? Pentru că credința adevărată nu dă niciodată înapoi. De ce nu dă înapoi? Credința este o încredere neclintită. De asta are el siguranță. El zice, dacă ai credința asta pe care o văd eu, nu o să dai înapoi. Nu o să dai înapoi. Nu o să dai înapoi. El are siguranță. De asta vorbește cu atâta siguranță el, da? Da? Deci autorul încuvințează că acești noi nu se vor pierde, da? El zice, cel care dă, noi nu dăm înapoi ca să ne pierdem. Noi nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se pierde, da? Noi... Ce text mai clar decât asta trebuie? Eu mă întreb cum poți să folosești versetul 39 pentru a spune despre pierderea mântuirii când textul spune noi nu suntem din aceia care dăm înapoi ca să ne pierdem. Uite, e un text care vorbește despre pierzare. Dar zice că noi nu suntem din aceia. Deci textul spune că noi nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se pierdă. Știți care este învățătura cel mai des dată din versetul 39? Fraților, vedeți? Aici au fost niște oameni care nu au dat înapoi ca să se piardă. Fiți atenți că sunt mulți dintre noi care au dat înapoi și s-au pierdut. Deci ai un text în care apostolul spune sunt sigur că noi nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă și îi spun, da, textul spune, uite, că sunt unii care dau înapoi și se pierd. Nu, textul spune exact opusul. Este unul dintre cele mai clare texte care vorbesc împotriva ideii de pierdere. Noi nu suntem din aceia care dau înapoi. Nu știu, cum să citesc altfel? Eu citesc ce spune textul. Noi nu suntem din aceia care se piardă. Tu ia pentru cine, ce vrei tu. Eu asta am luat pentru mine. Că noi nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă. Acest text arată siguranța mântuirii noastre. Și vedeți, contrastul aici nu este făcut între oameni care își păstrează mântuirea și unii care o pierd. Contrastul nu este făcut între oameni care își lasă credința și unii care își țin credința. Contrastul este făcut între oameni care dau înapoi și oameni care au credință. Care au. Deci întrebarea în dimineața aceasta nu este dacă îți lași credința sau ți-o pierzi, ci dacă o ai măcar. Asta e întrebarea. Asta este întrebarea importantă. E întrebarea aceasta mare la care se încearcă să răspundă de sute de ani, nu? Că, doamne, se poate pierde credința sau nu? Eu întrebarea nu asta o pun. Întrebarea eu o pun după cum spune textul acesta. Ci din aceea, noi suntem din aceea care... au credință. Asta e întrebarea, frate și soră, în dimineața asta. Întrebarea este dacă ai credință.
Dacă ai dacă nu ai credință, și ce vei face? Vei auzi Evanghelia și vei da înapoi. Vei auzi Evanghelia și vei da înapoi. Dacă Dumnezeu însă prin Duhul Sfânt produce credință în tine, vei auzi Evanghelia și nu vei da înapoi. Și nu vei da înapoi, ci te vei alipi de ea. Vei lua această Evanghelie pentru tine. În final spune că avem această credință pentru mântuirea sufletului. Ce credeți dumneavoastră? Oamenii aceștia erau deja mântuiți sau nu? Că spune că au credință pentru mântuire sau spre mântuirea sufletului. Erau oamenii ăștia mântuiți sau nu? Acum e clar, noi știm deja din Sfânta Scriptură și cum am observat și în dimineața aceasta, că există mai multe etape ale mântuirii. Există regenerarea, perseverența și glorificarea noastră. Și este clar din textul acesta că glorificarea noastră va avea loc prin credință. Noi avem credință pentru mântuirea sufletului. Există un eveniment final al smulgerii noastre din această lume, al transformării noastre după chipul Domnului Iisus Hristos, al primirii unui trup glorios, al împărățirii cu Hristos pentru veșnicie. În ce variante vreți dumneavoastră? Pe pământ 1000 de ani, în cer, cum vreți. Dar asta e realitatea clară pe care o acceptă toți creștinii. Această încheiere a mântuirii noastre se face prin credință. Deci, începem prin credință, înaintăm prin credință, încheiem prin credință. Frați și surori, dragi prieteni care sunteți în locul acesta, nu am altă mântuire să vă livrez. Nu am altă evanghelie să vă livrez. Dacă vreți să vă dau o jumătate de mântuire, cel mai probabil cât timp eu sunt în adunarea asta, nu o să auziți. Dacă vreți un sfert de mântuire, cel puțin în adunarea asta, cât timp eu sunt aici, nu o să auziți, probabil și cât timp e fratele Mihai. Aceasta este o mântuire completă. Hristosul pe care vreau să vi-l predic ne-a dus o mântuire completă. Începem prin credința în El, înaintăm prin credința în El, încheiem prin credința în El. Vor fi efecte ale acestei credințe? Indubitabil. Efecte imediate, clare ale acestei credințe. Pentru că este o credință care se naște din nașterea din nou, din iluminarea spirituală, din lucrarea pe care o face Duhul Sfânt. Și vreau să subliniez lucrul pe care l-am subliniat și data trecută. Dacă nu ai o credință care este acest organ spiritual implantat de Duhul Sfânt în Duhul tău, prin care vezi frumusețea lui Dumnezeu, realitățile spirituale, vei da înapoi. Vei da înapoi. Vei auzi Evanghelia și spui, nu mai, treci printr-un necaz, asta se întâmplă de obicei. Treci, fie necazurile, fie lucrurile, mizeriile lumii acestea te vor atrage. Știi de ce? Că tu n-ai văzut frumusețea lui Hristos la cruce. Tu ai văzut, încă vezi mizeria gunoaielor, plăcerilor, poftelor și tuturor spurcăciunilor lucrurile acestea. Și vei sta în adunare poate zeci de ani, te vei frământa aici, te vei chinui aici și vei tânji după lăturile pe care le mănâncă porcii lumii acestea. Și când îți dau mărgăritare, le calci în picioare. Dumnezeu să-ți deschidă ție și mie în această dimineață, prin Duhul Sfânt, ochii să văd, nu există nicio scenă mai glorioasă care să-mi prăbușească inima înaintea lui Dumnezeu decât imaginea răstignirii Fiului lui Dumnezeu. Acolo se vede toată gloria lui Dumnezeu. Dacă nu o vezi, Duhul Sfânt să-ți deschidă mintea și să-ți deschidă ochii ca să o vezi. Amin.